Așa cum ne-au obișnuit, reprezentanții direcției pun mare accent pe educația copiilor și organizează tot mai des astfel de evenimente. În această după-amiază, micuții din căsuțe aflați în plasament la asistenți maternali sau în familii au mers la teatru. E vorba de un spectacol de teatru cu actori din Râmnicu Vâlcea, care au ținut să ofere acest spectacol pentru copiii noștri, ne-au răspuns solicitării noastre cu drag. Este încă o activitate prin care noi dorim să oferim un mediu de educație, de cultură pentru copiii care sunt în plasament, pentru că, așa cum considerăm de fiecare dată, pentru a te dezvolta și a te integra în societate, trebuie să fii educat, să ai parte de cultură, de valori care să te dezvolte armonios pe lângă hrană și îngrijire și un acoperiș deasupra capului. Pentru a putea trece peste problemele pe care le întâmpină din punct de vedere familial și pentru a reuși să se dezvolte cât mai armonios, copiii instituționalizați au nevoie să relaționeze. Este foarte important copiii să intre în contact unii cu ceilalți, să simtă valoarea, să se bucure și, dincolo de școală, de alte activități, considerăm împreună noi cu legii de la DGASPC, familia noastră, cum îi spunem noi, am văzut că ei răspund pozitiv, dezvoltarea lor este mai armonioasă dacă le oferim și astfel de activități. Și dacă astăzi invitații la teatru au fost copiii din Slatina, nu au fost uitați nici cei din celelalte orașe și pentru ei vor fi organizate astfel de activități culturale.